Salutare tuturor, sunt Andrei Radu, bine ați venit la Eplan. Invitatul meu de astăzi s-a alăturat echipei Emag în 2012, fiind responsabil cu dezvoltarea marketplace-ului, iar mai apoi conducând departamentul care a dezvoltat toată tehnologia din spatele Emag, vreme de 5 ani. Astăzi este Managing Director Emag Ventures, program de investiții pentru companiile de tehnologie, cu o primă finanțare recentă în businessul flip.ro. Se consideră un geek pasionat de tehnologie, îi place sportul și să citească, iar eu îi spun bine ai venit lui Bogdan Axinia, Managing Director Emag Ventures. Bine te-am găsit Andrei, mulțumesc de invitație. Mă bucur tare mult că ești alături de noi Bogdan. Ce înseamnă Emag Ventures și Venture Capital? Ca să începem cu chestiunea asta, știi, întotdeauna se discut în în ecosistemul de business, domne, Venture Capital, Business Angels și așa mai departe. Ce înseamnă, ce presupune? Um... Să începem cu venture capital. Înseamnă uh, companii care investesc în uh, startup-uri, companii aflate la început de drum, uh, și sunt, uh, aceste investiții sunt de mai mare risc. Venture vine de fapt vine de la cuvântul englezesc adventure. Deci um, e deci, o aventură, adică îți asum cumva rolul ăsta de a porni alături de un startup up la drum? Pentru că, pentru că riscul este mai mare, riscul de a uh, uh, pierde toți banii investiți, nu, nu sunt com companii care sunt mature în piață, au o istorie și așa mai departe, sunt... Că se pleacă de la pragul de o idee, se poate investi doar într-o idee. vine un, uh, pe cum mai. E ales... Kickstarter, de da, exemplu. Da, 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 cum e Kickstarter sau cum se întâmplă uh, în ecosistemul din România. Vine cineva cu o idee pe hârtie, se duce la un, spuneai, de Business Angels. Practic, uh, Business Angels sunt cei de la baza ecosistemului. Ei vin, investesc sume relativ mici cu un în idee și în om. Nu, nu văd nimic, nu, nu există un produs făcut, nu e ceva pe care... E uite, am, la da, feeling, da, așa. E la, e la feeling, da? Și uh, ei reprezintă uh, baza sistemului. Apoi, pe măsură ce companiile uh, se maturizează, există diferite, uh, diferite stadii și aici intervin uh, filmele de, de venture capital, care asta fac. Caută companii... Uh, la început de drum, investesc în ele și speră să obțină uh, rezultate foarte mari. Dar uh, în genere, pentru că uh, ei există riscul ăsta mare, de aici vine Venture, de la Venture. Hai să vorbim acum exact pe situația concretă, pe cazul vostru. Care este povestea EMAG Ventures, uh, când s-a lansat și ce urmăriți prin intermediul acestui program? A, cred, că ar, cred că ar trebui să încep cu o, o, o istorie a investițiilor pe care le-a făcut uh, EMAG în, în trecut și o istorie un pic mai largă. Recentă. Uh, da, și o istorie mai, mai largă, și inclusiv o istorie a mea în, în EMAG. Că cele pe Uh, EMAG investește uh, de ceva ani, de mai bine de 10 ani, în alte, în alte companii. Uh, au făcut-o mai încet, la început. Uh, primele investiții cred că au fost, de fapt, două spin-off-uri din, din EMAG, adică niște departamente care s-au dezlipit și -au, am, uh, am creat companiile respective, de Panera și convergen. Dar apoi am, am, început să investim mai mult și mai activ în alte companii și am văzut ce succes avem. Am investit în Same Day acum aproape 4 ani. Acum 2 ani am investit într-o companie mică din Timișoara care se chema Eu ce mănânc. Acum este Taz prezent în toată, în toată România și care a crescut extrem de frumos. Văzând că atunci când ne punem alături de o echipă antreprenorială și managerială uh, foarte dedicată, noi aducem toate cunoștințele, tot know-how-ul pe care l-am acumulat noi în cei 20 de ani de când uh, suntem în România și în uh, piețele din, uh, din jurul nostru, uh, alături de tehnologie în care credem, am văzut cât de repede pot crește, scala aceste, aceste business De exemplu, Same Day... Uh, uh, când când am investit noi făceam în jur de 1500 2000 de comenzi pe zi. Acum ajunge uh, la 200.000 de comenzi, 300.000 de comenzi. 300 e mii o de diferență. Mare. Da, da, e o diferență de e un factor de 1000. Uh, cred că se văd peste tot easy box-urile pe care le-a construit uh, Same Day. Dar uh, ce s-a întâmplat acolo și care au fost cheile reușite au fost uh, echipa antreprenorială și echipa de management uh, crescută. Uh, produsul Care a fost dezvoltat prin tehnologie, și noi ne-am pus alături și am ajutat. La fel s-a întâmplat, întâmplat și cu Taz. Uh, vorbeam cu, cu Alinzi, Iol Taz, și îmi spunea că, uh, față de atunci când am investit noi în, uh, în, în Eu ce mănânc, comenzile au crescut de 250 de ori. Uh, comenzile zilnice procesate de platforma lor, și în următoarele 6 luni se vor dubla. Ai. E un rit de creștere accelerat unde noi ne-am adus și noi contribuția prin experiența da, pe care o avem. Ați mai avut, din câte mi ați mai avut astfel de investiții, gen uh, Fashion Days, uh, ZITEC. Da, da, da. Uh, uh, și, în continuare le, și în continuare le avem. ZITEC e o investiție minoritară. Uh, ZITEC, de exemplu, a dezvoltat tot ce înseamnă tehnologia din, din Same Day. Și dezvoltă, și dezvoltă în continuare. Iar Same Day iar Fashion Days a crescut foarte foarte frumos a, alături de noi. Acolo integrarea e mai, mai mai complexă în sensul în care partea din din spate a platformei e aceeași cu integrată în, integrat în cu, cu cea cu din EMAG partea din față front-end-ul este, este diferit. Pe de, pe de cealaltă parte, eu sunt în EMAC de, de mulți ani, am fost expus la mai multe, la mai multe zone, și acum 2 ani m-am alăturat Seindei și Taz în, în ideea asta de a ajuta să, să crească. Uh, am văzut uh, că pot, putem avea impact că eu am mult, multe cunoștințe din diferite zone din EMAC și pot ajuta să integreze foarte repede, acest know-how. Și așa a apărut ideea de EMAC Ventures, ideea în care să mergem activ să căutăm companii în care să investim în, în piață. Deci, practic, tot ce, ce a fost până acum same day și așa mai departe, Taz, era, este epoca pre-EMAG Ventures, dar care cumva v-au dus către direcția asta de a, a porni un astfel de program de finanțare. Și în momentul de față știu deja, și o să povestim un pic mai târziu, că aveți un, un prim proiect finanțat oficial sub umbrela EMAG Ventures. Dar înainte de a ajunge la flip.ro, vreau să te întreb care este profilul companiilor pe care, le, pe care voi îl căutați, da? adică ce fel de companii sunt interesante pentru EMAG Ventures pentru a investi în ele. Da, cred că am povestit câteva din, din elementele din, dinainte, e important ca pe lângă bani pe care îi aducem, capitalul pe care îl aducem, noi îi spunem că venim cu un know-how ăsta de care tot vorbim. Și atunci e important ca aceste companii să fie să vină din zona de, uh, care se adresează consumatorilor direct. B2C, B2C în, da, okay. în, uh, în limbajul nostru modele similare cu cele pe care le-a le dezvoltat uh, EMAG sau modele de tip marketplace din nou pe care, pe care l am dezvoltat. Pentru că acolo știm uh, din diverse în diverse arii cum să, ce să aducem. Fie că înseamnă marketing, fie că înseamnă uh, operațional, fie că înseamnă tehnologie. Deci trebuie să fie companii din, uh, din uh, care se adresează modelul acesta de, de business, trebuie să fie Companii care pot crește rapid cu ajutorul tehnologiei. Credem foarte mult în tehnologie. Asta am dezvoltat în ultimii 20 de ani în EMAG și am exportat în, în, și în țările din jur o platformă tehnologică care. Permite dezvoltarea acestui ecosistem digital. Și apoi ne dorim să aibă un anumit grad de, de maturitate, în sensul în care să. Aibă... Să nu fie chiar pe, la nivel de pix pe hârtie. Nu, nu, să nu fie la nivel de pix pe hârtie, să fie la nivel în care deja unii clienți au plătit pentru produsul lor deci au deja o, un pool de clienți și o bază de date de, de clienți și au pornit cumva uh, businessul. Uh -huh. Dar din ce uh, din ce domenii de pildă există există anumite arii de interes? Da, sunt, sunt anumite arii de interes. Ne uităm în, în, în zona economiei circulare, a sustenabilității, cum e cazul cum e cazul Flip. Flip. Ne uităm în zona de plăți și în zona de financiară și uh, fintech. Uh, tocmai care poate avea sinergii cu, cu ecosistemul EMAC, dar ne uităm și mai departe, inclusiv în zona de sănătate. În zona de, de sănătate. Zona de health, Sănă, de health, health da. The health, the a, aici, și aici te referi cumva la zona asta de telemedicină, Da, cred. da, da. De ce poate aduce tehnologia astfel încât să ofere un acces mai mare mă, tuturor la, la sănătate cu cât mai puține mă, fricțiuni. Apropo de asta, cum ți se pare piața asta de... Telemedicină în România. Cred că el la început e. Și dacă are e, potențial? Sigur, are potențial, pentru că am văzut ce s-a întâmplat în, în, în pandemie și vedem că sunt unele arii care se pretează foarte bine la ce înseamnă telemedicină, în special în zona de bunăstare, de mental health, unde nu e neapărat nevoie să, să te deplasezi. Dar mai sunt și alte. Arei de uh, screening rapid pe care, la care poate interveni uh, telemedicina. Credem că are, are viitor, dar e încă la început. Ok, deci, așa ca o, ca o scurtă primă concluzie, să zic așa, uh, căutați companii care nu sunt chiar foarte la început de drum, mm. da? adică au, cumva și-au validat un pic modelul da, de, de business, business. adică se, se întâmplă ceva acolo. Uh, ce vreau să te mai întreb este dacă sunteți axați, de pildă, pe companii din România, sau aveți în vedere și companii din afară? Ne uităm la companii din zona Europei Centrale și de Est, în special în țările în care suntem noi, în România, Bulgaria și Ungaria. Întâmplător sau nu, prima investiție a fost în România pentru că a fost mult mai, mult mai, mai aproape de noi și am putut să ne, să ne uităm la, la piața din România. Care pentru un pentru început a avut, a avut potențial pentru, pentru noi. Dar vrem să ne extindem și în celelalte țări, să ne uităm dacă găsim companii interesante, sigur. Și, și apropo de asta, dacă găsim companii interesante, poate e o întrebare de profan, da? de om care nu știe exact cum e cu investmentul. Uh, N-am na, activat în direcția asta. Cum faceți? Căutați voi companiile, adică vă duceți voi găsiți anumite proiecte interesante și spuneți voi, da, ne interesează să investim în proiectul ăsta. Sau așteptați, evident, și mă interesează inclusiv care este procesul prin care un startup uh, poate să intre în contact cu voi și să. Uh -huh. Uh, răspunsul e da, și 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 și, și, și. Uh, și ca să pun într-un termen familiar ție, în esență și în venture capital e vorba despre o rate de conversie da? e o pâlnie da. uh, și din, mă, mă, din care vezi o, o serie de mă, companii și atunci rămâne rămân câteva în care investești. Rata de conversie în gen e undeva 1-2-3% și ca, să, și ca și în e-commerce, exact, Ca și exact, ca să facem o, o paralelă unde suntem uh, familiari. Uh, practic, uh, din 100 de companii, uh, alegi să încep discuțiile cu o uh, 10, probabil, și finalizezi cu două, cu două, trei. În ultimul an, de când am început programul... Um, se face cred că un, un, un an de zile, am văzut, am văzut în, în jur de 100 de companii. Către unele m-am dus eu, altele au, venit către, altele au venit către mine. În momentul în care am anunțat, eu sunt destul de uh, ușor de găsit, uh, mă ajută numele care nu e atât de comun. Uh, nu e atât de comun. Uh, lumea intră fie pe pe LinkedIn și îmi scrie acolo, uitam o idee, fie comunitatea startup-ului e destul de, de mică și atunci. Uh, cunoscând mă în comunitate, e posibil ca altă, altă firmă de venture capital să spună: Uite, Bogdan, am văzut o, uh, uh, o companie care nu se potrivește profilului meu dar de investiție, dar poate să fie, poate să fie la tine. Aseară am, am avut. Uh, uh, a sunat cineva și am zis: Ok, chiar foarte interesantă. O să-i contactez, să să contactez să discut cu ei. Deci, în principiu, așa se întâmplă. E, e destul de, de. cine cine vrea să mă găsească, mă găsește, mă găsește rapid. Și procesul, când mă întrebai de proces, da, da, da. de cum aici, aplici? cum aplici. În esență, se, se trimite un pitch deck, e o prezentare a companiei care răspunde la câteva întrebări mari. Cine sunt în... Acest template îl aveți da. voi, da? Îl dați A, către... E un template care se află în, în industrie. Avem și noi un template pe care, pe, pe care îl pot folosi, dar în genere acel pitch deck trebuie să răspundă la niște întrebări. Ce, ce produs am? Cărora căror clienți mă adresez? Cărora nu mă adresez? Care e piața? care e piața în care mă, mă bat, cât, dintre ea, cât din piața asta pot să adresez și cât am de gând să câștig. Adică ce potențial de cifre de afacere am în anul 1, 2, 3, 4, 5, în anul, în, în, în anul 10. Ce echipă am în, în spate și foarte important... Ce, re ce rezolvă ce, ce nevoie. Ce, ce nevoie. Da? Eu îi spun chiar o durere a clientului, pentru că mă, ne uităm și din prisma asta. Acest, această rezolvare e o vitamină sau e o pastilă? Rezolvă durerea sau pur și simplu o, o iei și... O are și el un efect acolo. Dacă chiar vedem că e o, o durere a clientului și o rezolvă, atunci... E cu atât mai mult de interes. E, e cu atât mai respectiv. mult de interes. După, 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 ce vedem prezentarea, acea prezentare, avansăm în proces, avem câteva întâlniri, intrăm mai adânc în, să înțelegem modelul, să înțelegem piața, și apoi, chiar dacă e de interes, atunci lucrurile. Se concretizează. Uh, se con, se concretizează în sensul în care facem o, o ofertă și, a, și apoi începem discuțiile. E o valoare pe care o stabilește a companiei și acolo e, noi, noi mai, rid mai ridem, așa. E, e altă nu e o știință în, în stabilirea valorii. Uh, și pornind de la aia uh, și la dorințele de uh, nevoia de capital a uh, companiei respective, investim în a, apropo de chestiunea asta, mi se pare un subiect foarte interesant cu uh, cum estimezi valoarea unei companii sau cum o, cum o cântărești cumva. Pentru că sunt convins că de cel mai multe ori antreprenorul, cel care dezvoltă un business și așa mai departe, el este atașat de puiul lui și consideră de fiecare dată că acea companie poate valorează mult mai mult decât uh, ar veni un investitor să-i spună. Cum se calculează chestiunea asta? Aici sunt, sunt, mai multe modalități în care se, se calculează. Se poate face o proiecție financiară pe, apropo de, de planuri. Spui, ok, atât o să... Asta o să fie veniturile și asta o să fie cheltuielile, asta ne rămâne și să, să aplică o, o, formulă, se cheamă discounted cash flow, unde te uiți care sunt veniturile din viitor aduse la, la valoarea din, din, prezent. Dar cel mai mult se practică, noi le spunem comparabil, te uiți la business-uri similare, care ar fi valoarea din, din piață. Și da, există un atașament al antreprenorului și e bine că există și e bine că îl, îl văd uh, uh, potențialul mare. Uh, noi, uh, noi, mai degrabă, nu, uh, nu negociem foarte mult la, uh, la, uh, la valoarea asta. E important e să uh, se întâmple cifrele alea care, uh, care spun și la, la, la lucrurile alea ținem. După, după evaluarea asta și uh, înțelegerea asta, mai urmează o etapă în care negociem termenii cum, cum conviețuim împreună. Că fie, uh, spunem, ok, investim, dar uite, în X ani vrem să fim majoritari, Adică uh, e ul să aibă pachetul de am, acțiuni majori. Pachetul majoritari. Da Dar da da avem în pregătire și investiții unde uh, suntem dispuși să fim, să fim minoritari. Dar e, e un proces, după cum am spus. Care sunt? Povesteai ceva mai devreme vis-a-vis -vis de uh, nivelul de investiție și așa mai departe. Aveți ceva setat? Sigur că nivelul de investiție va, dife va diferi de la un punct la altul. Dar aveți ceva setat la modul, domne. Noi nu putem să investim, să zicem, poate, nu știu, X, mm. uh, și nu putem investi mai mult de atât. Adică, după aia de aici, vă duceți în alt uh, nivel. Oh. Există niște plafoane? Există niște plafoane pentru început, care țin și de nivelul de maturitate al businessului, că, în genere, ne uităm la startup-uri și uh, sumele sunt relativ mici sau ni se par nouă mici. Din fericire pentru noi. Partea de cât de sus ne putem duce după ce am investit într-o companie, am văzut că funcționează, e un model care funcționează, echipa funcționează bine. Ce promisiuni au fost făcute la început s-au întâmplat, apoi, ca să folosesc o expresie în engleză. Sky is de limit. Nu avem limite de cât de mult investim într o companie dacă credem în ea. Dar cumva să merge gradual, adică se da. face un prim pas, există mai multe runde de investiții. Există mai multe runde de investiții, dar uh, pentru companiile care vin alături de noi și în care uh, ce s-a vorbit, s-a discutat la, uh, la început uh, se întâmplă uh, și care uh, câștigă încrederea acționarilor, atunci nu, 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 avem, nu avem o limită, adică chiar putem, chiar putem obține finanțări foarte mari. Și vedeți cazul de care povesteam mai devreme, seam de obținut finanțări foarte, 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 mar, da. foarte mari la fel și TAS și așa mai departe. Hai să discutăm pe concret apropo de flip.ro. Free.ro, magazin online care vinde electronice second hand cu precădere telefoane și chiar recondiționate. Cum v-ați întâlni cu cei, îi cunosc personal pe cei trei acționari, tineri toți și foarte, foarte hands-on, adică da, foarte... e, o, e o echipă... Cum v-ați întâlnit cu ei? Ce s-a întâmplat? Care e povestea de acum? E o echipă extraordinară și o adevărată plăcere să-i vezi, să vezi în acțiune unul din lucrurile pe care le am pe care le -am remarcat cel puțin la generația lor ei au 23, 24, 27 de ani, sunt aproape indecent de tineri față de noi, ca să zic așa. Uh, nu se spune asta. Da, da, da. Uh, sunt foarte dezinvolți. Na? Când colaboram cu Taz, au venit către mine și au spus, uite, am vrea să facem livrarea rapidă, mi-au prezentat modelul de business, mi se părea interesant, mi-a plăcut energia lor. După aia, pentru că sunt fiind s a venit către mine și a spus, Bogdan, am și noi să ne sfătuim cu tine cum să facem extinderea internațională. Poți avea o întâlnire de jumătate de oră, o oră cu noi? da, sigur sure. da. sunt în genere sunt sunt deschis pentru oricine din ecosistem vine către mine și mă întreabă să să, să pun la dispoziție, chiar ne dorim să creștem ecosistemul. Bun, și ați avut întâlnirea așa. Am, avut, am avut întâlnirea mi-am spus așa câteva din, din părerile din experiența noastră, din nou mi-au mi plăcut de ei, mi-au mi rămas în minte modelul model lor, pentru că ei, ei, ei au dezvoltat un model care, în esență, ce oferă clienților, oferă încredere. Au, au Asta găsit... vreau să ce v-a plăcut, plăcut la modelul de business? Pentru că au găsit, într-adevăr, o durere a, a clientului și au adresat-o într-un mod foarte la obiect și s-au dezvoltat incredibil de... Hai să zicem concret, respectiv. Concret. Um, cu toții aveam telefoane uh, vechi pe insertare și nu le vindem din motiv că e dificil. În sensul că îl pui pe un, pe un site de anunțuri, sunt mai multe site-uri de anunțuri, dar trebuie să te întâlnești cu cineva. Nu, nu știi cu cine te întâlnești. Nu, nu știi cu cine te întâlnești. Presupune să te întâlnești într-un anumit loc din oraș. E destul de locală în partea asta. Mă întâlnesc cu cineva din București, nu pot să-l trimit către cineva din, din Botoșan. Nu știi care e prețul și așa mai departe. Uh, și de partea cealaltă uh, erau clienți care spuneau eu mi-aș cumpăra un telefon uh, de generație mai veche, dar am problema asta. Am garanție la el? Îl pot returna dacă nu-mi place? Au văzut această problemă și au adresat-o. Au spus uite, noi îți facem o evaluare online, cam cât am putea să-ți dau pe telefonul tău, vine la noi, îl verificăm, dacă are vreo problemă îl reparăm, tu primești banii pe telefon și noi îl vindem mai departe cu garanție și cu drept de retur. Și au executat acest lucru într-un mod extraordinar, de, extraordinar de, de bine și clienții sunt erau fericiți. Clienții sunt, sunt fericiți după ce am prezentat ce am spus uite am investit în Flip pe pagina mea de, de Facebook au fost 10 care îmi spuneau uite am folosit-e foarte bine, am, am făcut bani, uite am, am și ideea e foarte simplă de ce să ții de ce să nu faci niște bani vândându-ți vândându telefonul, telefonul vechi și uh, prelungit și durata de viață a a produs. Și, și acum este cu, pregăte, cu precădere zona de telefoane. Au, aveți de gând să avem, lărgiți? De, gând, avem de gând să uh, să lărgim uh, să aria. Deocamdată uh, planurile sunt uh, în, uh, în, în dezvoltare internațională, lărgirea gamei de uh, și lărgirea gamei de, de, de produse. Astea sunt, astea sunt planurile. Telefonul, care vă se plătează cel mai bine e, e un dispozitiv care e ușor de, uh, care e ușor de verificat, uh, dar ne gândim și la uh, laptopuri, la putem merge până la uh, smartwatch, până la. Dar nu ajungem la electrocasnice mari. Uh, nu încă. Nu încă. No. Ok, cât ați investit în flip și cu cei mai ajutați? Pe lângă, pentru că tot povestei de know-how pe care îl mm -hmm. dați, cum, cum îi ajutați și din experiența voastră? cât ați investit financiar evident da, financiar. am investit 1,5 milioane ca bani adiționali în companie și în același vorbim timp de euro ca să fie da 1,5 da? milioane de euro și în același timp ei mai aveau încă șapte business angel sau companii de venture capital care investiseră în ei la înainte și au, noi am cumpărat și acțiunile și acțiunile lor. Și voi acum, practic, câte acțiuni aveți în acum business? Acum avem 42, Deci cred. ei sunt majoritari ei în sunt, continuare. Ei sunt majoritari în continuare, sunt cei trei tineri antreprenori de care, de care discutam. Iar, dincolo de bani, cred că unul din lucrurile importante pe care le putem pune e partea asta de Focus și de prioritizare uh, Strategic Sunt, Au foarte multe idei În genere, oamenii din startup Au extraordinar de multe idei uh, Noi, primul lucru pe care Venim și îl facem Spunem, hai să ne alegem bătăliile importante 3-5 bătălii mari Pe care să le ducem în, în perioada următoare Și toate proiectele pe care le generăm uh, Să fie mai departe plecăm de, de sus, de aici. Ok, care sunt lucrurile importante? Și aici putem uh, putem avea inputul nostru a celor care am dezvoltat. Fie că e inputul meu, fie chiar e inputul lui Iulian Stanciu sau lui Tudor, al lui Tudor Mane. Săptămâna trecută am avut o întâlnire cu ei și cu uh, toți împreună, fix să discutăm strategic ce e important pentru dezvoltarea business-ului. Și apoi, am, după cum am spus, tehnologie. Tot ce discutăm aici, ca pentru a putea crește rapid, are nevoie de tehnologie. Fie că înseamnă dezvoltare de noi categorii, fie că înseamnă uh, extinderea internațională, fie că înseamnă oferirea unor uh, uh, condiții, prețuri mai bune, estimarea mai bună a uh, dispozitivului când îl pui la vânzare. Toate au nevoie de tehnologie. Și atunci, deci iert. Flip, cumva, cred că poate să devină un marketplace de produse electronice second. E? Da, da. El, 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 asta, asta aș propune să fie. Uh, și ideal e să nu avem limită în categorii, să reușim să facem lucrurile atât de bine astfel încât să nu avem limite de. de tot ce se pretează a fi uh, revândut, verificat și oferit cu garanție, vrem să-l vrem să punem acolo. Dar, Perfect. Ok, ne, ne apropiem de final, Bogdan, și vreau să te întreb ca de final să facem așa o uh, analiza ecosistemului de antreprenoriat din România, cum arată el și care sunt tendințele din punctul tău de vedere? Cred că există mult loc de creștere. Um există un ecosistem deja dezvoltat. Cum îți spuneam cum la, la, la Flip, e o dovadă foarte bună de ce s-a întâmplat în ecosistem. Au avut o idee, s-au dus cu o idee, au găsit niște business. Angels care au contribuit, apoi au venit și două uh, fonduri de investiții care au, uh, au investit în, în ei pentru uh, primul stadiu al firmei, și apoi am venit uh, noi cu Emag Ventures și, uh, uh, și am făcut uh, investiția cea mai mare. Ecosistemul este, este în creștere, am, uh, am văzut. Uh, Anul ăsta o creștere la numărul de dealuri și a valorii. Cred că e, cred că va, va, vom avea peste 50% dacă nu cumva spre mult mai mult. a Valoarea investițiilor făcute în, în startup-urile din, din România. Mai există și alte fonduri de investiții? Da, există, există peste 10, 11-12 locale, plus sunt fondurile de investiții care activează în, în Europa sau în, în Europa Centrală și de Est, care vin și investesc în companii din, din România cred că există loc de creștere, dar nu a existat niciodată un moment mai bun ca un antreprenor să intre și să dezvolte ceva în zona digitală. Barierele de intrare sunt foarte jos, avem oameni foarte buni de tehnologie în România, avem o infrastructură bine pusă la punct de, punct de vedere tehnologic, avem o infrastructură dezvoltată fie de EMAC cu EMAC Marketplace, dacă vrei să fii un seller pe, pe pe platforma EMAG, fie dacă vrei să-ți deschizi orice business, o poți face relativ repede. Important e să ai ideea potrivită, să crezi în ea și să te dedici ei. Dar sunt toate premisele pentru asta. Am, am spus de antreprenori de 20-23 de ani, am văzut Uh, antreprenori cu uh, idee foarte bună, nu am investit în ei pentru că nu era în, în, în area era voastră de interes, astea, okay. dar uh, aveau aproape de 60 de ani și Altastru. erau la primul la, la, la primul. Antreprenoriatul business. practic nu are limite de vârstă. Nu are, antreprenoriatul digital nu are nicio limită de vârstă. Foarte fain. Îți mulțumesc tare mult, Bogdan! Îți mulțumesc pentru toată discuția. Este clar că, deci, dacă aveți o idee bună, dacă ați pus-o deja în practică și dacă sunteți în căutarea uh, dezvoltării business vostru, îl căutați pe omul ăsta, Bogdan Axinia, pe LinkedIn. Uh, cu siguranță îl găsiți și de acolo stați de vorbă uh, pe mai departe la EMAG Ventures. Mulțumesc tare mult pentru întreaga discuție. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Sunt Andrei Radu. Până data viitoare, stay digital!